Family Fest Island a găzduit și aseară un concert răsunător. Amna a urcat pe scenă pentru prima dată de la începutul pandemiei. În toată perioada de pauză a muncit, astfel încât astăzi să ne bucurăm de ea și de muzica ei. M-am regăsit pe mine, am făcut foarte mult sport, am muncit de acasă foarte mult, mi-am mutat studioul de acasă, am filmat foarte multe videoclipuri, am lucrat la foarte multe piese, pentru că eu cred că după această pandemie vor fi două categorii de oameni, cei care vor fi și cei care nu vor mai fi, pur și simplu pentru că se pierd. Și trebuie să fim tari și să fim uniți și să învățăm să ne ajutăm și să fim foarte deschiși și să înțelegem că de aici încolo viața noastră o să arate altfel. Amna a urcat cu dor pe scenă, a cântat și a dansat cu energie, astfel că a fost răsplătită cu aplauze. Foarte dor, îți dai seama, vrem să ne luăm energie de la oameni, am auzit că sunt bilete vândute, ne dorim să se strângă cât mai mulți oameni și să, bineînțeles, că aici se păstrează normele, de distanțare, suntem ok, suntem în regulă, de-abia aștept să cântăm, suntem dornici să stăm pe scenă cât mai mult. Oamenii ar trebui să vină aici pentru că noi am făcut această locație, Family Fest Island, pe insula de pe lacul Fundeni și am luat toate măsurile de siguranță privind răspândirea COVID-19 comunicate de către Guvernul României. După cum vedeți, spațiile noastre sunt delimitate și avem inclusiv la intrare și la ieșire avem acest dezinfectant, da? În conformitate cu legislația României, pentru că de fiecare dată avem evenimente în fiecare seară și dimineața avem evenimente pentru copii, avem și zonă de food truck-uri, deci aici găsiți pentru toată familia activitate. Locurile sunt limitate, așa că dacă îți dorești să faci ceva diferit și să te distrezi, te așteptăm și pe tine în zilele următoare la spectacole memorabile alături de artiști desăvârșiți. Și distracția nu se oprește aici, așa că te așteptăm și pe tine la primele concerte post-pandemie. După cum se poate observa, locul este foarte sigur, dar și distracția pe măsură. Biletele se găsesc pe platforma iabilete.ro și pe magazin de bilete.ro. Parteneri media evenimentului muzical Maraton de pe insula Fundeni sunt Național TV, Național 24+, Favorit TV și Național FM.